Astăzi vreau să vă arăt noul și îmbunătățitul Merger. După cum știți, Merger este binoclul celor de la Pulsar, cu termoviziune și telemetru. Aici am ultima variantă, mai exact LRF XL50. Ce diferențe sunt de ultimul model? O să discutăm asta mai târziu. Acum hai să vedem ce găsim în cutie. Cum deschidem? Avem un manual pentru a folosi aplicația. O să conectăm, bineînțeles, binoclul mai târziu și la aplicație. Avem informații despre garanție și un manual de a folosi binoclul undeva pe aici. Apoi avem binoclul în această borsetă și o cutiuță cu accesorii. Cam atât în cutie. Putem să o punem deoparte. Să vedem ce am primit ca și accesorii. Cablul Type-C la Type-C. Dar avem și adaptor de USB normal ca să putem conecta la laptop sau la calculator, un adaptor de încărcare. Aici avem bateria externă. După cum știți, binoclul mai are o baterie internă de 4000, deci cu ambele ar trebui să-ți ofere până în 10 ore de utilizare continuă. Mai departe avem un încărcător pentru bateriile externe, deci putem să punem rapid aici la încărcat două astfel de baterii. Și ultimul accesoriu este acest adaptor, ce ne ajută să montăm pe trepied mult mai ușor binoclul. Ok. Acum hai să punem toate accesoriile deoparte și păstrăm doar bateria și revenim la binoclu. Desfacem această borsetă, binoclul, iar aici înăuntru avem și o lavetă, în caz că vrem să curățăm obiectivele binoclului. Așa arată binoclul. Aici avem locașul bateriei. De introdus bateria, cel mai simplu este să urmăm punctul de pe ea și senzorul de proximitate al binoclului. Împingem și cam asta e tot. Dacă vrem să o scoatem, apăsăm în partea cealaltă și bateria iese foarte ușor. Ca și detalii, avem aici pe mijloc portul USB Type-C pentru încărcarea bateriei sau descărcarea videourilor și imaginilor de pe memoria internă. Avem, bineînțeles, și ajustarea dioptrică și distanța interpupilară. Aici, în partea de jos, avem focalizarea, această rotiță mare, și, bineînțeles, filetul pentru a monta binoclul pe trepied. În partea din față, după cum știți, puse foarte ergonomic toate butoanele, power, butonul de a face poze sau filmări, depinde pe ce mod suntem pe binoclu. Avem aici plus-minus zoom-ul. Pe minus putem să ajustăm sensibilitatea de pe normal până pe ultra, butonul de meniu și de mers înapoi. Binoclul oricum este foarte ușor de folosit și foarte ergonomic. Toate degetele îți vin pe butoane la fix. Dacă le înveți locația, poți să folosești extrem de rapid binoclul și să intri în ce meniu dorești. Acum că ați văzut tot pe partea de unboxing, o să trecem și să conectăm binoclul la aplicație. Aici, bineînțeles, vă descărcați Stream Vision 2. Iar acum ce rămâne de făcut e să pornim binoclul și să pornim și hotspotul de Wi-Fi. Ca să facem treaba asta e foarte simplu, ținem apăsat butonul pentru a porni binoclul, iar înăuntru ținem apăsat pe acest buton de meniu, mergem mai jos la Wi-Fi și pornim hotspotul. Iar acum cu telefonul ne conectăm la hotspotul creat de binocul. Îl vedeți aici, Merger 789 și așa mai departe. Parola standard este de la 1 până la 8, puteți să o schimbați ulterior și revenim la aplicație. Apăsăm Connect Device, apăsăm Confirm, iar acum după ce ne-am conectat la binoclu, putem să revenim în aplicație și urmări viewfinder. Acum practic vedem tot ce se vede când ne uităm pe binoclu, se vede pe telefon. O să vă fac o demonstrație dând capacele jos de pe senzor. Aici se vede clanța, e un pic cam aproape. Vă dați seama că nu este un dispozitiv de apropiere, deci avem nevoie de un 5-6 metri ca să focalizăm corespunzător. Aici, dacă mergem în colț dreapta sus pe rotiță, avem mai multe opțiuni, unde salvează, de exemplu, contentul, ce am făcut, pozele sau filmările, pentru că poate să și înregistreze. Calibrarea automatică, putem să setăm data și ora, smoothing filter, unitățile, limba. Din păcate nu avem limba română, dar engleză.
putem să formatăm memoria internă, pentru că acesta are o memorie internă de 64 GB versus 16 GB la modelul anterior. Motion detection. Iar aici în partea de sus avem multe opțiuni, brightness, contrast, zoom-ul între 2.5 și 20x digital, picture in picture, dacă vrem să vedem zoom-ul de pe centru în altă fereastră, telemetrul. Aici avem paletele de culori, white hot, black hot. Avem mai multe opțiuni din care putem să alegem. Amplificarea, avem 3 nivele. Putem să trecem prin ele folosind butonul de minus de pe binoclu. Pe ultra o să vadă cel mai bine diferențele de temperatură. Dacă mergem în colț stânga jos, galeria, dacă am făcut poze sau înregistrări. E destul de straightforward ce putem să facem pe binoclu, putem să facem și pe telefon în același timp, de la distanță. Dacă îl punem pe trepied și vrem să facem o filmare, de exemplu, putem de la distanță, fără să mișcăm de binoclu, să facem toate filmările. Acum revenind la ce am zis mai devreme, comparația dintre acest model și cel precedent, am făcut deja o comparație pe care o să vă arăt imediat. O să mergem și side by side cu specificațiile tehnice ca să vă explic mai bine diferențele dintre cele două modele. Pentru test, după cum vedeți, le-am pus unul lângă celălalt ca să obținem imagini cât mai similare, îndreptate către stradă, stradă ce se află la 150 de metri distanță, ca să vedeți performanța atât statică cât și dinamică. Deși am prins o rafală destul de puternică de vânt, ce nu mă așteptam să afecteze așa de tare imaginile, puteți să vedeți, detaliile sunt mult mai sharp, se văd mult mai clar pe senzorul mult mai mare de la XL50. Se poate citi chiar și scrisul ce-l vedeți pe paleții din dreapta jos. În stânga pe XL50 se citește fără probleme, iar în dreapta la XP50 nu se înțelege absolut nimic. Am pregătit și un set de poze făcute cu ambele, mult mai concludente, ce o să le vedem imediat după ce vă explic diferențele tehnice dintre cele două. Aici am intrat pe site-ul celor de la Pulsar, unde avem side-by-side XL50 cu XP50. Cea mai mare diferență, după cum vedeți, este senzorul. 1024x768 versus 640x480. Dacă facem un calcul, o să vedeți că avem aproape de 3 ori mai mulți pixeli la XL50 față de modelul anterior. În schimb, pe partea de obiectiv și field of view, avem un pic field of view mai mare, 14 versus 12.4, 10.5 versus 9.3, iar la 100 de metri 24.6 versus 21.8. Ce a crescut destul de considerabil este distanța de detecție, de la 1800 la 2300 de metri. Display-ul a rămas la fel, același display de 1024x768. Acum avem cel puțin imaginile 1:1. Ce vede senzorul, asta arată și pe display. Ce s-a schimbat, iarăși a trecut memoria internă de la 16 GB la 64 GB. Iar ca și dimensiuni, avem diferențe minore între cele două. Dar o să vedeți mai bine diferențele pe partea de poze. A rămas la fel, XL50 în stânga, XP50 în dreapta. După cum vedeți, dacă dăm un zoom digital de 3x, țiglele se văd extrem de clar pe senzorul mult mai mare, la fel și la pozele făcute pe stradă. Dacă mărim digital, o să vedeți că detaliile se văd mult, mult mai clar pe senzorul nou. Dacă analizați mai bine imaginile, până și iarba se vede mult mai detaliat, iar dacă mărim digital de 5 ori, se văd și mai bine diferențele. Iar pe final v-am pregătit și un video de pe teren. Ce vedeți este un câine la o distanță de aproximativ 30-35 de metri la un zoom de 2.5x. Așa se prezintă Merger XL50. Dacă aveți alte întrebări, vă stau la dispoziție mai jos în comentarii. Iar până data viitoare vă las aici cu o recomandare de la YouTube.